Astăzi, Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități, reprezentată de președintele sucursalei Petre Neagu, a înmânat placheta de onoare președintelui Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, în semn de apreciere și recunoștință pentru sprijinul acordat. Din păcate, ceea ce pot face autoritățile locale pentru membrii Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități nu se poate ridica la măreția faptelor prin care domniile lor au slujit țara. Le transmit tuturor veteranilor și veteranilor cu dizabilități gânduri bune de sănătate și respect și îi asigur că ușa Consiliului Județean Mehedinți le este deschisă ori de câte ori consideră că îi putem sprijini. Mulțumesc pentru distincția acordată. Este mesajul transmis de președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Acesta a primit cu drag vizita președintelui Petre Neagu, care i-a înnămnat placheta de onoare în semn de apreciere și recunoștință pentru sprijinul acordat. Aceasta fiind cea mai înaltă distincție oferită de Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități. La eveniment a participat și domnul Cătălin Drăghici, președintele ACOR Mehedinți.